Totul a început într-o iesle. Așa ne spune invitatul nostru de astăzi, domnul Alin Terzea, medic veterinar. Bine ați venit în emisiunea noastră. Bine v-am găsit. Chiar sunt curios să aud povestea, cum a început totul într-o iesle, mai ales că nouă ni se pare asemănătoare. Parcă am mai auzit undeva ceva cu ieslea. Cum a început pentru dumneavoastră această poveste a dragostei față de animale? Da, eu sper că nu e o întâmplare cu ieslea sau o coincidență. Povestea începe oarecum din copilăria mea. Probabil când aveam 7-10 ani, mi-am petrecut mare parte din copilărie la bunicii mei, undeva în județul Covasna, într-o comună. Și pentru că bunicii mei erau foarte mari gospodari, aveau foarte multe animale. Eu, copil fiind, toată ziua printre ele, m-au atras foarte mult, de exemplu, vacile. Și acolo am amintirile, cred că, cele mai deosebite. Stăteam minute multe în șir, în ieslea vacilor, după ce bunicul meu le dădea să mănânce. Acolo așezat în iesle? Stăteam în iesle pur și simplu sau mă puneam pe bârna de pe marginea ieslei și mă uitam cum rumegă vaca și așa interesant mi se părea cum mestecă ea acolo și după aceea observam chiar toate fenomenele, chiar și râgâiala, cum spunem noi în termeni, să zicem așa, populari. Stăteam, urmăream, admiram, încercam să-mi explic fenomenele. Pur și simplu, stăteam și mă uitam la ele să văd. Bineînțeles, după aceea curiozitatea mea s-a îndreptat către păsări și de acolo cred că pot să spun că am amintiri. Am crescut o perioadă undeva în perioada liceului, papagali, peruși. Și într-un grup de prieteni, colegi, vecini, fiecare cu hai să zicem, stolul lui de păsări. Făceam concurență chiar. La propriu, nu la figurat. La propriu, efectiv la propriu, da. Care are papagalii mai frumoși, care se împerechează mai mult, care ouă mai multe ouă, care scot și deci toate, efectiv, tot fenomenul de creștere a unei păsări. Și stăteam, acolo chiar stăteam ore în șir, ore în șir stăteam și mă uitam la ei cum mănâncă. I-ați învățat să vorbească? Nu i-am învățat să vorbească pentru că eu îi creșteam în captivitate, se numește fenomenul, când ai mai mult de 4 păsări la un loc. Le făcusem o volieră, adică un spațiu mai mare unde se poată zbura, construit frumos, cu stinghii, cu cuiburi. La ce vârstă? Aveam 15-16 ani, perioada liceului. Dar am documentat. Mă pasiona foarte mult și le făceam cu mâna mea cuiburi, așa ca o scorbură de ciocănitoare. Uh-huh. Îngrijeam. Abia așteptam să vin acasă de la școală, să-mi termin obligațiile școlare și mă duceam repede la papagali să văd, să le observ activitatea. Ce alte animale ați îndrăgit? În principiu le-am îndrăgit pe toate și le îndrăgesc pe toate. Am crescut chiar și în curtea părinților mei oi, capre, porci aveam aproape permanent. Era moda anilor respectiv că toată lumea avea un porc. Și pentru că am locuit la casă aveam tot felul de animale. Găini, curci, altă, poate observație amuzantă, stăteam câteodată cu găinile, luam o găină, o controlam dacă are ou și stăteam cu ea, o puneam pe cuibar cu forța, să așteptam să văd cum o... Da, m-au obsedat, să zic așa. Interesant că băieții la vârsta aceasta sunt pasionați mai mult de șuruburi, de electronică, eventual de muzică. Destul de puțini sunt interesați de animale. Ce ați văzut frumos la ele? De ce le îndrăgiți? Păi... Din punctul meu de vedere, cred că animalele nu ne supără poate niciodată.
Pot să spun, cred că mai degrabă... Mai sunt oameni mușcați de câini. Da, dar în general câinele nu mușcă degeaba. În general câinele mușcă cu un motiv anume și nu neapărat din agresivitate. Pot să vă spun că în experiența mea profesională de 16 ani de zile am cunoscut extrem de mulți oameni care cu câini agresivi, de exemplu, câini talie foarte mare, răi, de pază. Mi-au spus frecvent, m-au întrebat frecvent, dar nu vă e frică de ei? Nu. Și o spun super relaxat. Niciodată nu mi-e frică de niciun câine. Și nu am fost mușcat niciodată și nici nu mi-e frică. Acum, simt animalele această dragoste, da, pe care o aveți? 100% simt. În primul rând simt dragostea și în al doilea rând cred că simt faptul că oarecum prin atitudinea mea le domin un pic și mă simt un pic superior lor. În momentul în care ai o emoție, câinele cel puțin te simte. Corpul nostru elimină feromoni care transmit câinelui o informație olfactiv, pe cale olfactivă. Dacă nu mi-e frică, simt că îi fac bine, eu știu că îi fac bine. Nu se sperie animalul când vine la cabinet, vă vede în halat alb, poate cu anumite instrumente, ba da. Nu răspunde cu agresivitate atunci când se sperie? De cele mai multe ori nu. Iar una dintre, să zicem, explicațiile pe care eu le dau proprietarilor, că, de exemplu, a venit un proprietar cu un câine foarte mare, un cane corso, că dorește deparazitare internă. Dacă s-a prezentat la cabinet, consider că eu trebuie să fac manopera asta. Am pregătit pastilele, le-am pus grămăjoară, m-am apropiat de câine, am deschis gura, am băgat mâna până la cot în gură și îl văd pe proprietar că se uită așa ciudat la mine. Și zice, da, nu vei frică? Zic, nu, de ce ar trebui? Păi zice, păi câinele este agresiv, nu pune nimeni mâna pe el. Și ăsta a fost unul dintre exemple sau una dintre situațiile în care eu mi-am dat seama că atitudinea mea față de câinele respectiv, oricât ar fi el de agresiv, este foarte importantă. În momentul în care pășesc o emoție în fața lui, el deja mă simte și mă domină sau știe că mi-e frică de el. Nu mi-e frică, consider că nu-i fac nimic rău și mai am o chestie. Mă respectă. Deci animalele mă respectă. Când l-am pus pe masă sau când proprietarul își pune câinele pe masă, la fel, foarte mulți se miră cum puteți să-i dați o pastilă pentru că eu nu reușesc niciodată și de-aia vin la cabinet că dumneavoastră dați imediat. Și bineînțeles, ca să îndulcesc un pic atmosfera, le spun tuturor sau multora le spun că pentru că sunt doctor și mă respectă. Mă văd în halat și ăsta e altul, ăsta altfel, uite cum m-a luat și în mâna lui nu mai sunt câine. Cum comunicați cu animalele? Eu văd o barieră cumva, adică dacă mergi la un medic, dacă un pacient, un om merge la un medic, îi spune, mă doare aici, mă doare dincoace, piciorul sau ceva, animalul nu poate vorbi. Cum comunicați cu animalele? De unde știți ce le doare? Deci, punctul nostru de plecare în stabilirea unui oarecum un diagnostic e gura proprietarului. Normal. Deci pentru noi anamneza este foarte importantă. Anamneza înseamnă povestea proprietarului furnizată mai mult sau mai puțin la întrebările medicului. De cele mai multe ori oamenii spun ceva când se prezintă cu animalul, iar eu dacă consider că nu mi-au furnizat toate informațiile, atunci încerc să-l trag de limbă, să culeg informații. Pot să-mi dau seama de cele mai multe ori dacă e realitate. Și aici aș vrea să punctez un lucru foarte important pentru un medic veterinar. Neavând mijloc de comunicare directă cu pacientului, dacă proprietarul îmi furnizează date eronate, mai mult sau mai puțin intenționat, deja eu sunt dezavantajat. Aha. Pentru că foarte mulți proprietari
Ei știu că au făcut lucruri greșite și din cauza lor câinele suferă sau din cauza lor este bolnav. Ne ascund treaba asta și pentru mine e dezavantajos. De exemplu, ce lucruri greșite ar putea face și încearcă să le ascundă? Cele mai frecvente sunt alimentația animalelor de companie. Mai puțin ciocolata, să știți. Deși e interzisă în alimentația câinelui, cel mai mult se întâmplă cu mâncărurile de la masa noastră. Și mi-aduc aminte că eram odată la un... cred că era o expoziție de animale de oi, ceva undeva la... într-o localitate lângă Brașov și m-am pus la o masă acolo, era amenajat o terasă și era o doamnă cu un cățeluș mic așa, Yorkshire, ăștia sunt, au foarte multe probleme de sănătate, mai ales dacă mănâncă ce nu trebuie. Eu îmi luasem ceva să mănânc, nu mai mi-aduc aminte chiar exact ce, și o doamnă la masa vecină cu Yorkshire-ul ei își tăia micul. O bucată o mânca, o bucată îi dădea la câine. Vă dați seama că în inima mea, când eu știu că atâția câini vin la cabinetul meu cu probleme digestive, că i-am dat aseară o bucățică mică de piept de pui prăjit. Sau i-am mâncat parizerul din sandwich-ul copilului. Sau ceva de genul. Alimente neadmise și neindicate în alimentația lor, imediat li se face rău. Sau la cei mai mulți câini li se face rău. Cu manifestări digestive de toate tipurile. Și atunci oamenii, când știu că, în general, un om știe cam ce trebuie să îi dea unui câine de mâncare și ei știu că au greșit și de multe ori încearcă să mascheze greșeala lor cel puțin în prima zi. Dacă eu sunt indus în eroare și nu-mi dau seama că m-am mințit, pot greși tratamentul și a doua zi, dacă proprietarul vede că nu-i câinele bine sau chiar mai rău, își aduce aminte ce s-a întâmplat. Și sunt situații în care n-aș putea spune că las lucrurile la voia întâmplării intenționat ca să înțeleagă omul că nu e bine să ascunzi adevărul. Hai să zicem că las lucrurile să decurgă în voia firii până mâine. Eu știu că nu e grav și nu se întâmplă nimic, dar știu că nici n-am rezolvat problema. Și mâine când voi rezolva problema, când proprietarul spune adevărul și eu știu că dacă îi fac tratamentul corespunzător adevărului, în 24 de ore animalul va fi ok. Și mulți înțeleg treaba asta. Și la fel de să zic așa, relaxat, le spun, credeți că nu mi-am dat seama? Eu nu știu. Dar uitați ce se întâmplă, pentru că asta e în firea omului, să ascundem adevărul de multe ori. A suferit animalul din această cauză. Absolut, da. Am început un fir și l-am lăsat nefinalizat. De ce îndrăgiți animale? Și mi-a spus că ele nu ne fac niciun rău. Alte motive pentru care le îndrăgiți? Pentru că e clar că este o pasiune pentru ele, o dragoste mult peste medie. Da, n-aș vrea să spun că îndrăgesc animalele mai mult ca pe om, să zic așa, dar animalele în general nu răspund cu rău pentru rău. Asta am observat eu. Adică dacă un om supărat aplică o corecție, să spunem, unui animal, animalul respectiv pleacă capul, resemnează. Se resemnează la un moment dat și se lasă corectat. Cred că așa, faptul că se supun și sunt supuse omului, cred că asta oarecum îmi apreciez mult la ele. Sunt foarte supuse. Omul cu omul e un pic mai greu de multe ori. Deci mai greu e să lucrați cu clienții, da, cu oamenii, da, decât cu pacienții efectivi, cu animalele. Foarte greu și fac o completare sau vin cu o completare oarecum amuzantă la treaba asta, că rezolvăm problema de sănătate, să zicem, a unui pacient. Animalul, adică? Animalul, da. Proprietarul își dă seama
își dă seama la un moment dat că el nu reușește să treacă peste eveniment și el tot crede că câinele lui are ceva. Uh-huh. Am avut cazul, spre exemplu, și omul tot vine și zice, eu încerc să-l convinc că nu mai e nicio problemă și omul zice că, na, probabil că mi se pare mie. Și atunci, la fel, câteodată mă folosesc de anumite, să zicem așa, glume. Uh-huh. Îi spun omului că mai tratez și oameni cu probleme, dacă pot. Sunt unii care nu se lasă. Uh-huh. Iubesc animalele. Eu zic că au nevoie de noi ca și protecție. La voia întâmplării nu le e bine. Cred că sunt două extreme, două perspective. Cum am putea să păstrăm o perspectivă echilibrată asupra animalelor atunci când vorbim de dragostea lor? Sunt unii care evident urăsc animalele. Unde este echilibrul? Da, aici e un pic complicată treaba. Și noi în societate am avut dezbateri crunte, de exemplu legate de problema câinilor. Să-i omorâm sau să nu-i omorâm? Să-i lăsăm liber, să facă ce vor ei? Și oamenii s-au aprins în aceste discuții. Care e echilibrul? Și mai pun întrebarea și în contextul în care uneori poate că animalele au drepturi foarte multe, dar mă gândesc, de exemplu, la copiii nenăscuți în țara noastră. Adică valoarea vieții. Da, pentru mine e un pic dificilă situația asta, pentru că oamenii care îndrăgesc și proprietarii de animale de companie sunt altfel de oameni, în general. Cred că mulți suferă anumite frustrări, poate decepții, și din cauza asta își găsesc o portiță să-și arate dragostea. Uh-huh. Și atunci toată dragostea lor, pe care în mod normal ar trebui să o arate unui om, unui copil al străzii, să spun, sau unui bătrân necăjit, o revarsă într-un câine, într-o pisică, și au ei un cățeluș acolo. Uh-huh. Ăla niciodată nu zice nimic, vine, te linge, se comportă, se gudură, te iubește, necondiționat, spunem noi. Și cred că acolo, asta e o limită destul de sensibilă, să iubești mai mult un animal decât un om. Cred că e o problemă de suflet la fiecare, cred eu. N-aș putea să spun că iubesc mai mult animalele decât omul. Încă din contră, încerc să-mi explic uneori sau să le explic uneori unor proprietari care, să zicem, stăm față în față la limita dintre viață și moarte a animalului respectiv. Am avut foarte multe cazuri și încerc să-i spun omului cu calm și cu așa, zic eu, înțelepciune. Trebuie să înțelegeți că suntem limitați. Eu sunt un om și sunt limitat. Până aici v-am putut ajuta câinele și pe dumneavoastră. La un moment dat vine și moartea. Vine. Oricât am vrea noi să ne opunem. Păi da, dar iubesc și aș vrea să măcar să mai trăiască un pic. Ok. De când a avut accidentul vascular? Păi sunt 3 luni. V-am spus că atunci că lucrurile sunt grave. Și bineînțeles că încerc și eu oarecum să explic omului, adică oarecum să-l tratez pe el. Gândiți-vă că în medicina umană sunt o grămadă de oameni care suferă accidente vasculare, dacă tot am zis exemplul ăsta. Uh-huh. Știți că oamenii mor de accident vascular, foarte mulți nici nu ajung la tratament. Suntem în aceeași situație. Vă pot ajuta un timp, o perioadă, și după aceea nu mai pot. Oricât l-ați iubi, eu vă cred și vă înțeleg, dar n-am posibilitate mai mult de atât. Rolul meu este să vă susțin, să îngrijesc animalul, să îl tratez
până când pot și cu cât știu eu, bineînțeles. Dar sunt persoane care foarte greu acceptă situația, foarte greu acceptă situația și pe mine cel puțin m-a făcut să înțeleg treaba asta. O primă cerere pe care am avut-o, să zicem, incinerare. Dar nu orice incinerare. Incinerare cu returnare de cenușă. Și am făcut așa ceva la câine. Și am stat un pic să... Aveți aparatura necesară? Nu am eu, nu am eu, dar avem un contract de colaborare cu niște colegi, cu un coleg veterinar care are sistem de incinerare bine pus la punct, autorizat. Îi dăm cadavru, revine cenușa. Și ce vreau să spun, că am stat să gândesc un pic, oare eu cum aș face? L-aș îngropa în fundul grădinii sau l-aș incinera? Și mi-am dat seama că eu iubesc câinele ăsta. Îl știu de 15 ani de zile. Dau un exemplu. Mi-aduc aminte acum de la o doamnă respectabilă și cu care am mai avut și o relație foarte bună. Și am zis așa, cum văd oamenii o treabă de genul ăsta? E un câine, dă-l încolo în groapă și la revedere, e altul. Eu n-am putut să o judec așa, sincer, și până la urmă nici nu mi s-a părut aberantă cererea. Și am făcut mai mult de atâta. Am făcut o urnă frumoasă, i-am cerut doamnei o poză cu câinele, cu foto frumos imprimantă pe urna respectivă, data nașterii, data morții, și am dat urna cu câinele ei să și-l pune pe vitrină unde vrea ea să-l vadă. Eu am considerat că i-am arătat că i-am respectat câinele, am făcut tot ce am putut chiar și dincolo de moarte, și cred că treaba asta a cântărit mult în ochii respectivei femei. De atunci s-a mai întâmplat și cu alte persoane și am mai făcut și altele. M-am dus, am dezgropat cadavru, eu personal, ca să vadă proprietarul că am fost cu el până la capăt. Înseamnă respect față de acel câine sau față de proprietar? Cred că un pic am vrut să ajut omul acolo. Cred să treacă un pic, să treacă. Le e foarte greu. Asta spuneam, că multor oameni, nu multor, sunt proprietari care atât de mult își iubesc animalul încât lor nu li se pare prea mult. Nu. Am făcut tot ce am putut. Ce ați învățat despre valoarea vieții? Prin toate aceste cazuri și aceste decese pe care le-ați avut. Da, noi oamenii avem un instinct de conservare foarte bine pus la punct. Adică vrem să trăim, nu? Nu vrem să murim. Automat, în momentul în care ești proprietar de un animal de companie, deja te încadrezi la... Adică ești la alt nivel. Te încadrezi la altă formă de psihologie umană, aș spune eu. Pentru mine, câinele meu e ca mine. Îmi spune un domn doctor de curând, câinele lui e grav bolnav de câțiva ani de zile și domnul respectiv chiar e cetățean al altei țări. Și zice, nu plec de aici, nu plec de aici pentru ea. Din cauza ei nu plec și stau aici cu ea, că dacă plec de lângă tine, câinele meu moare, da. Este cardiacă. Și atunci eu îi spun, asta să mă gândesc, așa de milă mi-e de om, are probabil vreo 65-70 de ani și îmi spune acum de curând, aș da ani din viața mea să mai trăiască ea. Am uitat la colegul meu, colegul la mine, nu știu dacă am zâmbit pe față, dar în inimă omul atât de mult o iubește, atât de mult îi apreciază viața ei și zic eu, te înțeleg, dar nu prea ai ce să faci. Într-o zi va fi
va fi și finalul. Și a spus, aș vrea să mor înaintea ei, dacă s-ar putea. Aș vrea să mor înaintea ei, să nu știu că am murit. Deci până acolo poate să meargă valoarea vieții. E uneori greu de înțeles. Eu m-am obișnuit. Chiar și un om care iubește așa de mult animalele înțelege greu depășirea acestei limite pe care o aveți. Da. Suntem aproape la finalul discuției noastre și mă gândeam la ceea ce am discutat. Este o lume fascinantă, o lume poate mai puțin înțeleasă, mai ales că cei mai mulți dintre noi poate trăim în blocuri și nu avem animale de companie, mai puțin interacționăm cu ele. Și mă gândeam că până aici ceea ce am vorbit poate fi numită dragoste față de animale. Dar ce înseamnă pentru un medic veterinar să fie creștin? Cum afectează lucrul acesta ceea ce face? Știu animalele diferența sau proprietarii? Animalele nu știu, dacă știu, n-aș putea să spun. Proprietarii sunt oameni în general și pot spune, poate cu părere de rău, că sunt oameni care nu apreciază nici munca, nici dedicarea. Eu pot să spun atât. Muncesc mult, în medie 10 ore pe zi. Cu greu pot să-mi iau concedii și să stau cu familia mea, un concediu relaxat, fără să vorbesc la telefon. Și dacă m-aș face mai bine înțeles să spun așa, mă duc în concediu, îmi las telefonul în cameră, să pot sta cu copiii mei și cu soția, și când ne întâlnim, când ne întoarcem pentru prânz, îmi iau telefonul și văd că am foarte multe apeluri. Am mustrări de conștiință dacă nu-i sun înapoi să văd ce s-a întâmplat. Eu cred că mai mult de atât nu pot. Adică măcar să dau un sfat sau măcar... Poate n-am nimerit, n-am fost acolo în momentul în care a fost nevoie de mine. Dar măcar m-am interesat și am răspuns sau încercat să răspund nevoii cu un sfat sau cu o redirecționare. Mai mult de atât răspund, să zic așa, în limita timpului necesar, chiar și în timpul liber. Și revin la ideea cu telefonul. Mi-au telefonul și la masă fiind familia mea mănâncă și eu am avut chiar situații în care hai să zic așa, mi-am monitorizat o oră am vorbit la telefon cu diverse persoane. Ăla m-a sunat, răspunde, îi sună, răspund la mesaje. Bineînțeles că sunt la limita dintre familie și muncă și responsabilitatea mea profesională. Dar i-am explicat soției mele, pentru că ea de multe ori normal mi-a făcut observație și că tu vorbești mai mult la telefon decât să ne stai cu noi sau să vorbești cu noi. Și am spus de câteva ori că eu sunt medicul. Ce faci tu dacă medicul de familie pe care te bazezi la ora 10 seara nu-ți răspunde nici măcar la un mesaj să te liniștească cu copilul care are febră sau aceană? Așa sunt și eu. Mă simt responsabil. Chiar dacă nu pot să-l ajut, dar măcar îi răspund nevoii lui. Cred că așa pot să mă explic. Dar... Cum vă ajută credința în Dumnezeu în ceea ce faceți? Adică vorbim despre creștin la locul de muncă. Eu știu, atunci când aveți o intervenție chirurgicală, și am înțeles că aveți destul de des, vă rugați sau când simțiți că într-adevăr Dumnezeu e acolo, în cabinet? Greu de spus să zic așa. Acum nu pot să spun că mă rog înainte de o intervenție chirurgicală. Intervențiile chirurgicale pe care noi le practicăm
sunt oarecum, cele mai multe sunt rutină, să zic așa. Adică? Adică sterilizarea unei pisici o facem, am eu o vorbă și cu ochii închiși pot să o fac. Uh-huh. E o chestie simplă, nu e. Adică simplă, pentru mine e simplă. Da, da. Dar au fost și situații, și îmi place să mă folosesc de exemple din activitatea mea. Mi-aduc aminte că am avut o situație, o cățelușă a unui domn doctor de aici din oraș, că așa se întâmplă cu doctorii, avea o tumoră la un rinichi, și bătrână, și obeză, adică pacientul cel mai perfect pentru moarte, la anestezie generală. Întâmplarea făcea că eu eram programat în ziua respectivă la un remene de coloană. Efectiv, mi-am dat seama că am programat operația contra cronometru. Nu mai făcusem niciodată așa ceva. Mm. Și atâta de mult îmi doream să-i salvez câinele acestui om, oarecum, probabil că mai mult din pricina relației profesionale sau a ceea ce ne unește un pic profesia de medici. Aș fi vrut să-i arăt că pot și eu să operez și să fac chestii deosebite, cam acolo. Dar în momentul în care m-am apucat de operație și m-am uitat la ceas, în ceas, așa fix în fața locului meu de chirurgie, mi-am dat seama că am 55 de minute sau ceva de genul până când eu trebuie să fiu deja acolo. Mm. Cred că atunci am simțit cel mai mult că Dumnezeu m-a ajutat. Pot să spun, am avut o satisfacție incredibilă, incredibilă, și i-am povestit și soției mele și am povestit experiența asta la foarte mulți cunoscuți. Adică, cum, ca să înțelegeți, când scoți o tumoră, în principiu trebuie să coși. Tumorile sunt foarte vascularizate și ele trebuie să oprești hemoragiile. N-a fost nevoie să cos nimic. Am scos totul, zicem noi, prin dilacerare. Totul, toată tumora respectivă s-a dezlipit, să zic așa, din locul ei, fără să trebuiască să cos nimic. Adică timp câștigat pentru mine. Eu cred că atunci Dumnezeu așa a făcut lucrurile încât le-a lăsat să le experimentez așa. A fost totul un succes, am ajuns și unde trebuia. Câinele a trăit, proprietarul, incredibil. Vă dați seama că pentru medic uman, cu medici umane am foarte multe experiențe, inclusiv vecinul cabinetului meu, care a văzut odată o cezariană. Zicea că, cum vă băgați voi mâinile în el și nu se rupe. Nu. Cred că aici iară este un punct forte al nostru sau un avantaj al nostru, pentru faptul că nu pot comunica cu pacientul meu. Pe partea cealaltă am anumite situații favorabile, adică nu avem sensibilitatea atât de mare cum o are omul. Poate nici la durere nu e aceeași treabă, înțelegeți? Mă gândeam acum, dacă tot vorbim de creștinul la locul de muncă, oare cum ar fi un medic care ar face un lucru de mântuială? Discutam noi înainte de emisiune cum ar fi să operezi pe cineva și să nu-l coși până la capăt. Ce important este să ne facem treaba cu dăruire și până la capăt. Haideți acum să încheiem și să avem o concluzie legată de ceea ce faceți și de ce înseamnă a fi creștin la locul de muncă. Eu consider că în momentul în care arăt proprietarului, să spun așa, respectul care îi se cuvine ca ființă, ca om, dedicarea sau atitudinea față de animalul pe care el îl iubește și la care ține orice preț, să zicem, economic, care avea animalul respectiv, cred că asta mă definește pe mine ca și om și ca și
psihologia mea, să zic, sau atitudine. Dedicarea noastră, cel puțin așa ca și profesie, să zic, în dreptul meu, pot să spun că e cât se poate de mare. Adică responsabilitatea cu care fac lucrurile, că răspund în momentul în care, să zic așa, sunt liber și ar trebui să văd de familia mea sau de corpul meu, cred că asta denotă un pic așa simțul meu de răspundere față de ce m-am angajat să fac în viață. Și cred că cu toții avem experiențe cu lucruri făcute de mântuială. Cos câinele după ce îl tai, îl și cos, îi cos pielea și pleacă acasă, chiar dacă uneori arată poate puțin inestetic, la sigur. Probleme. Da, da, da. Sunt situații în care suntem pus în dificultate, dar reușim să le remediem și cred că mai e o chestie pe care vreau să o spun legată de atitudinea mea ca și creștin. Abordarea proprietarului, abordarea omului care își iubește animalul, cred că e important. Adică e foarte important să răspundem cu calm, să încerc să liniștesc proprietarul. Și de ce nu? Am avut și situații că a trebuit să operez, să zic. Acolo probabil sunt cele mai delicate momente. Domnul doctor, dar are șanse să supraviețuiască câinele ăsta. Și atunci, cum pot să spun decât, domnule, eu știu ce am de făcut, v-am spus, v-am prezentat riscurile, dacă Dumnezeu ne ajută și din... Și am spus, trebuie să ne ajute și Dumnezeu, că eu sunt limitat. Eu am partea mea, mi-o fac cât pot și cât știu. Cam așa cred. Cred că comportamentul și atitudinea și, ce să zic, sunt oameni, oamenii apreciază. După această discuție, parcă îmi vine și mie să fac rost de un animal sau să-mi cumpăr un câine sau o pisică. M-ați făcut să le îndrăgesc mai mult. Cu toate că și eu în copilărie am fost la sat și am trăit și am văzut animalele crescând, dar acum parcă mi-ați reaprins dragostea aceasta. Și mă gândesc, de fapt asta face un om care lucrează cu dăruire, un om care iubește ceea ce face, are pasiune, uite, pentru animale în caz de față. Și mă gândeam cu ce drag ne-am duce la un cabinet veterinar de data aceasta, dacă ne-ar primi cineva cu același respect, cu aceeași compasiune de care dați dumneavoastră nevoie. Oare dacă merge la un cabinet de medicină de familie și am fi primiți așa, pentru noi, oamenii, cred că ne-am duce și noi cu altă atitudine. Oare cum ar arăta țara noastră dacă în felul acesta am fi primiți nu doar în cabinete, ci oriunde? Poate la un ghișeu sau poate într-un service auto. Și tocmai lucrul acesta vrem să îl arătăm în emisiune. Atunci când noi avem atitudinea potrivită, oamenii vin cu drag și țara asta va arăta diferit. Vom putea să ne zâmbim și vom putea să fim senini chiar și în situații grele, cum ne-ați descris, asemenea momente dureroase pentru proprietari și pentru animale. Suntem la finalul emisiunii noastre împreună cu domnul Alin Terzea, medic veterinar. Vă reamintim motoul emisiunii noastre. Orice faceți, să faceți ca pentru Domnul, nu ca pentru oameni. Ca unii care știți că veți primi de la Domnul răsplata moștenirii. Voi slujiți Domnului Hristos.